Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Tatiana Fischer, moderator, și Elena Vigheru, regizor, vă invită în spațiul public. Astăzi vorbim despre protecția datelor personale, subiect sugerat de altfel de calendare, dar și de realitățile noastre, de lumea digitală, de spațiu online, în care ne-am pomenit mai mulți dintre noi, și mari și mici, spațiu unde există și beneficii, dar există și probleme. În studio, în calitate de invitate, doamna Maria Dastic, de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! În această componență de discuție o salut și pe Marina Roșcovan, ofițer superior al Serviciului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Inspectoratului General de Poliție. Doamna Roșcovan, fiți binevenit în spațiu public. Bună dimineața, vă mulțumim pentru invitație. Vom dialoga de asemenea cu Diana Buciușcanu, care este responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal în cadrul unei companii de telefonie mobilă. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, bună dimineața. Anunț și două numere de telefon pentru publicul interesat de subiect, care poate să ne sune începând cu 10:40. Deci sunt următoarele: 022-721-758, 022-406-853. Deloc exclus că și anul trecut, pe data de 28 ianuarie, noi am realizat o emisiune similară și atunci am vorbit în debut ce sunt datele cu caracter personal și de ce este nevoie să le protejăm. Dar eu zic să reluăm această idee, să spunem publicului ce intră în această categorie de date cu caracter personal și de ce trebuie să avem grijă de aceste date, să le protejăm. Cine ne spune? Datele cu caracter personal reprezintă acea informație prin care se poate identifica o persoană. Și aici vorbim despre nume, prenume, numărul personal care se poate găsi pe actele de identitate, adresa de domiciliu, număr de telefon, până și fotografia, culoarea ochilor, amprenta digitală, amprentele sunt date cu caracter personal. Cam într-un limbaj așa mai accesibil celor care ne ascultă, cam astea ar fi cele mai importante date cu caracter personal. Bine, avem și date dintr-o categorie specială pe care le cumva sunt puțin mai complicate de a le prelucra și necesită o protecție mai mare. Vorbim aici de diagnosticul medical, de orientare sexuală, la fel reprezintă date cu caracter personal, preferințe politice, preferințe religioase, etc. Da, de ce este nevoie să le protejăm? De ce este nevoie ca să avem o protecție, să nu le distribuim, să le difuzăm în mod nechipzuit? Pentru că riscurile sunt foarte mari și aici vorbim având în vedere de faptul că tehnologiile avansează în fiecare zi, datele noastre cumva devin vulnerabile și necontrolate în spațiul online și în mare parte suntem noi cei care subiecte de date cărora ne aparțin aceste informații personale, pentru că nu cunoaștem drepturile pe care le avem, nu cunoaștem principiile de prelucrare a datelor, nu știm să cerem operatorului de date, cel care prelucrează datele caracter personal, să ne asigure o securitate atunci când sunt delegați ca să le prelucreze, desigur, de către noi. Oferim datele cu caracter personal pentru a beneficia de anumite servicii, fie medicale, fie financiare. Dacă avem și colega de la compania telefonie mobilă de numărul mobil, avem nevoie și oferim date personale pentru a avea un abonament, anumite oferte. Iarăși, trebuie să avem grijă și să solicităm ori de câte ori este nevoie atunci când nu suntem convinși că anumite date sunt prelucrate în limitele și în conform prevederilor legale, să solicităm operatorului informații ce date ne sunt prelucrate, pe ce termen sunt prelucrate, să solicităm ca aceste date să fie prelucrate doar pentru scopul inițial, adică doar pentru acel credit bancar pe care l-am luat, adică să nu fie transferate cumva datele în alte scopuri decât cele pe care am convenit inițial. Iarăși, depinde de noi ca subiect de date cât de stăpâni suntem pe informațiile pe care le deținem și apoi deja să ne realizăm drepturile pe care le avem în cazul în care avem cumva dubii că ele nu sunt prelucrate corect.
Da, cel mai mare operator de date personale, am înțeles că este chiar Ministerul de Interne, Inspectoratul General de Poliție, iar deci este și operator, dar înțeleg este angajat și în protecția datelor cu caracter personal. Da. Noi avem și un acord încheiat cu Inspectoratul General de Poliție în luna februarie 2019 l-am încheiat, da. Și în baza lui, iată că deja organizăm evenimente. Deci ce face Inspectoratul General de Poliție? Ce faceți împreună? Așa deci, încât, da. Întâi de toate să conștientizăm, să mediatizăm ideea de protecție a datelor cu caracter personal, după aceea chiar să o facem. Da, vreau să pornesc de la ce că reieșim faptul că IGP este cel mai mare operator din Republica Moldova a datelor cu caracter personal. Deci, în primul rând, noi, ca angajații poliției, trebuie să fim responsabili de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal. Deci, pe parcursul anului 2019 s-a efectuat un control în toate subdiviziunile IGP, deci și-am identificat 5 angajați ai poliției care deci au dat dovadă de o diligență înaltă la prelucrarea datelor cu caracter personal, care ieri, la data de 27 ianuarie, au fost premiați deci, în cadrul unei ședințe unde conducerea IGP și conducerea Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, deci au făcut o ședință oficială de înmânare a cadourilor și a diplomelor de onoare cu acest scop. La fel, deci noi ne străduim ca angajații noștri să fie instruiți la compartimentul date cu caracter personal și în acest sens, deci suntem ghidați de către Centrul Național de Protecție a Datelor, care ne-a oferit cursuri diferite de instruire și de formare a formatorilor. Deci, pentru cele mulțumim foarte mult. De comun organizăm activități, iată, mai cu seamă astăzi, în a doua jumătate a zilei, o să fie un eveniment care este destinat mai mult părinților, deci pentru a ști, deci, cum trebuie să instruiască copiii să-și prelucreze datele cu caracter personal. Pentru că de multe ori, deci, o manipulare incorrectă cu aceste date poate avea urmări destul de grave. Și aș vrea să vă dau exemple atunci când copiii își fac selfie și le postează în mediul online, fără să-și dea seama că, deci, în planul 2 mai nimeresc și alte date cu caracter personal. Mai indică geolocația unde se află și respectiv răufăcătorii, deci, pot să-și organizeze anumite planuri de, nu știu, de furturi și așa mai departe. Da, deci, o să stăruim asupra acestui eveniment și de ce ar fi el important și de ce trebuie să luăm în vizorul nostru copiii și de ce acest eveniment e pentru părinți. Am vrut să vă întreb ce îi premiați din cadrul IGP pentru că au dat dovadă de profesionalism în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Ce au făcut la propriu? La propriu, deci în momentul în care se prelucrează anumite date cu caracter personal, sunt norme legale care trebuie să respectate. Deci, pe lângă faptul că ei au respectat strict toate normele de prelucrare a datelor cu caracter personal, adică au instituit registre în care au indicat temei legal, scopul, legătura cauzală, deci de prelucrare a datelor cu caracter personal, la fel, deci aceștia au fost implicați la direct cu anumite situații, deci nu pot să au prevenit niște situații critice, niște eventuale abuzuri. Nu că au prevenit, dar au fost plângeri din partea cetățenilor care eventual indicau asupra faptului că datele lor au fost prelucrate ilegal, însă până la urmă, deci salariații poliției au demonstrat, deci cu mare profesionalism, că datele lor au fost protejate. Vreau să zic anume ceea ce ține de activitate specială de investigație, ceea ce este un punct așa un pic mai sensibil, pentru că deci este o activitate care pe de o parte nu trebuie să fie cunoscută de către subiectul de date, dar odată ce este deja realizată și a expirat un anumit termen, deci prin care și-a atins scopul, subiectul deja are dreptul să fie informat despre acest fapt, da? Iată, toate aceste reguli și toate aceste norme au fost respectate cu strictețe de către salariații noștri, deci fapt ce ne-a dat dreptul deci să-i premiem, da?
Pentru e foarte corect, da. Trebuie motivați oamenii pentru lucru bun, pentru profesionalism. Da, pentru asta și zic. Motivat și premiat. A fost un exemplu, pentru că în momentul în care avem exemple pozitive, deci aceasta este, consider eu, un stimul, deci pentru ceilalți salariați care, deci, se vor strădui să meargă după buchia legii. Da. Diana Buciușcanu, ce face un responsabil de date cu caracter personal în cadrul unei companii de telefonie mobilă? Nu uităm nume pentru că așa am convenit. Deci, întâi de toate, atunci când a venit legea peste noi, întâi de toate am instituit acel responsabil de protecție a datelor, care să gestioneze toate procesele în cadrul unei companii, astfel încât să se conformeze cu cerințele legale. Pe lângă cele ce ține de securitate, unde punem accent foarte mult pentru a securiza toate sistemele, la fel instruim angajații, astfel încât să cunoască atât drepturile clienților noștri, cât și, de ce nu, a angajaților noștri, da? Fiindcă ei la fel sunt acei subiecte de date care ar trebui să știe corect cum sunt prelucrate datele personale, care este scopul de prelucrare, cât timp se păstrează, care este temeiul legal și așa mai departe. Da? Deci a fost un drum destul de lung pentru a ajunge să ne conformăm, deoarece atunci când ești un operator care prelucrezi la scară largă foarte multe date personale, respectiv impune foarte mult efort pentru a securiza aceste date, dar noi ținem foarte mult la încrederea și la grija față de clienți, astfel încât să ne conformăm cu cerințe. Pe lângă toate, pe lângă aspectul intern, să-i spunem, al prelucrării datelor personale, mai facem și evenimente pe extern pentru a crește această conștientizare, cum e corect să-ți protejezi datele tale, cum să deții tu, în calitate de cetățean, în calitate de subiect de date, să deții control la datele tale personale. Astfel încât facem diferite activități, atât cu, cum s-a menționat ceva mai devreme, cu părinții, ca grup țintă, cu copiii și cu parteneri de afaceri, de ce nu. Vreau să te întreb în acest context, dacă eu, să admitem, sunt abonatul acestei companii și primesc un telefon nu știu de unde și îmi dau seama că numărul meu de telefon a fost distribuit, difuzat incorrect. Mă pot plânge? Pot veni la dumneavoastră cu o plângere? Da, deci, în primul rând, atunci când aveți dubii sau, hai să ajungem până la aceste dubii, orice persoană are acel drept de informare și de acces, da? De fapt, la orice operator, fie că este persoană publică sau, mai bine spus, organizație publică sau privată, te poți adresa cu să fii informat despre au ei date despre tine sau nu, le prelucrează sau nu, dacă le au, de unde le-au colectat, cu ce scop le-au colectat, mai distribuie și la alți parteneri, de ce nu, dacă da, în bază la ce temei legal, cât timp le păstrează și așa mai departe. Deci noi toți avem acest drept. Totodată, în caz dacă sunt careva dubii, noi de obicei verificăm pe intern dacă sunt cumva abateri de la cerințele procedurale. În caz dacă nu sunt, atunci recomandăm deja să se adreseze la poliție ca să verifice care a fost cauza că a fost apelat de către o persoană necunoscută, atât timp cât au fost distribuite datele fără consimțământul persoanei date. Dar dumneavoastră de asta și sunteți responsabilă de protecția datelor cu caracter personal la compania dată pentru ca să excludeți asemenea situații. Păi da, de asta am spus. Verificăm pe intern, atât timp cât ne asigurăm că este totul bine pe partea internă, recomandăm atunci clientului să se adreseze la poliție. Sau, de ce nu, la Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, care, de fapt, este în sarcina de a supraveghea și de a apăra drepturile cetățenilor și în calitate de subiect de date. Da. Până să vorbim despre evenimentul de astăzi, protejează-ți copilul pe online. Vreau să vă mai întreb următorul lucru. Acum, în prezent, la această etapă, de unde vin cele mai mari riscuri pentru populație, pentru cei care stau mult pe online, care utilizează, știu eu, și fac plăți și transferuri bănești online, care fac cumpărături online?
dar și cei care nu sunt pe online, de unde vin acum la această etapă cele mai multe riscuri de distribuție, de difuzare ilegală a unor date cu caracter personal? În mare parte, acum vin de pe rețelele de socializare, da, pentru deci că acolo, viața noastră este expusă de dimineață până seara, tot și pe online. Unde ne aflăm prin bifarea geolocației, când și unde mergem în vacanță, până și cu ce rută și cu ce companie avia plecăm în vacanță și chiar și biletul este fotografiat și postat pe Facebook, pașaportul. Iată, de exemplu, ne confruntăm cu situații, cu un fenomen practic pe online, în special pe rețelele de socializare, când se găsesc diferite acte de identitate, permis, card bancar, un portmoneu și scopul este nobil al celor care îl găsesc. L-am fotografiat și l-am postat. Exact, da. Acolo deja se vizualizează o serie de date cu caracter personal, iar aceste fotografii sunt plasate în grupuri unde sunt și peste 100.000 de membri și atunci riscul este foarte mare. Persoana sau deținătorul acestui buletin pierdut, deci este expus unor riscuri fără știrea sa, practic. El și-a pierdut buletinul și bun. Ce faci în asemenea situație? Noi recomandăm atunci când îți pierzi buletin de identitate, imediat mergi la Agenția Servicii Publice, îl declari ca fiind pierdut și astfel el este anulat. Deci cel care îl găsește nu mai poate utiliza în alte scopuri. Sau cel care găsește un buletin de identitate sau un permis de conducere, un card bancar, imediat să se apropie organelor de drept. Deci nu e cazul să-l fotografiem și să-l plasăm pe rețele. Pentru că dintr-un scop nobil poți să ajungi să fii sancționat pentru acest lucru. Da. Da. Doar aici vreau să mai fac o paranteză. Dacă derivăm de la aceeași noțiune de date cu caracter personal, în mediul online noi tot generăm date cu caracter personal. Același user, parolă, e-mail, IP adresă, la fel sunt date cu caracter personal. Și aici aș fi vrut să accentuez faptul că noi prin orice accesare lăsăm niște amprente digitale. Urme. Da? Niște urme digitale. Și iată, aici aș fi vrut să conștientizez ascultătorii noștri faptul că trebuie să fim diligenți ce urme digitale lăsăm, fiindcă ele sunt păstrate practic veșnic atât timp cât au ajuns pe mediul digital, deoarece deja odată plasându-se pe internet nu mai deții controlul și atunci trebuie să știm dacă este relevant să dăm acea informație despre noi sau nu, fie că e vorba despre o aplicație, fie că este vorba despre un site anumit sau de ce nu pe rețelele de socializare, fiindcă la noi oamenii e în goană de like-uri, de popularitate, vor să-și expună toate datele lor sau toată viața, intimitatea, ceea ce nu o fac în viața reală. Iată, aici aș fi vrut să pun accent că în viața reală sunt niște reguli, niște legi care noi de obicei le urmăm, dar cumva uităm pe mediul online să se atribuie aceleași cerințe, aceleași reguli, da? Atunci când tu cu o persoană necunoscută pe drum, n-ai să te oprești, n-ai să îi spui toată informația despre tine, dar nu știu de ce noi pe site-ul de socializare acceptăm în prietenie oamenii cunoscuți, distribuim informații despre noi la stânga și la dreapta și cumva, iată, aici trebuie să fie această conștientizare, e corect să fac ceea ce fac sau nu. Să ne punem întrebări, să avem o abordare mai... mai discretă. Da, și mai... Da, vă rog, da. Aș vrea să completez așa aici un pic cu chiar o recomandare din partea poliției. Deci, de multe ori vedem pe rețelele de socializare cum, să zicem așa, activiștii sociali încearcă să publice careva evenimente atunci când cineva săvârșește o contravenție sau chiar o infracțiune. Aș vrea să-i rog ca aceste filmulețe să nu fie plasate, pentru că în cazul dat se consideră ca fiind prelucrare ilegală de date cu caracter personal. Și în momentul în care cetățeanul ar vrea să contribuie la examinarea acestor contravenții sau infracțiuni, datoria lui de cetățean este să sesizeze organul competent sau Centrul Național de Protecție a Datelor, dacă este o contravenție ce ține de ei, sau Inspectoratul General al Poliției, dacă este o infracțiune ce ține de competența poliției. Pentru că plasarea acestor clipulețe video, da, unde cineva se bate sau cineva înjură sau chiar, nu știu, sunt careva furturi, adică o mulțime de ilegalități, deci nu le permite cetățenilor să le plaseze.
pentru că principalul scop ar fi descoperirea infracțiunii sau sancționarea contravenției, dar nu publicarea acestor informații. Pentru că până la urmă mai există și principiul prezumției nevinovăției și până la urmă filmulețul pe care îl vedem noi poate să nu fie suficient pentru ca persoana să fie considerată ca fiind vinovată. Da, dar și cel care săvârșește infracțiunea este și el subiect de date și are dreptul, și are dreptul la, la protecția datelor sale. De aceea, în momentul în care deci, cineva este prezent la o abatere, nu știu, să zicem, de la legislația în vigoare, deci intervin cu recomandarea de a sesiza organele și nu de a plasa pe internet. Până la urmă, internetul nu face altceva decât să strânească doar emoții și nu rezolvă nimic. Da, așa cum avem reguli de circulație, reguli în trafic, așa va trebui să avem și reguli. Da, cu părere de rău la capitolul reglementări. Reglementări în spațiu, în spațiu online. Da, un pic la noi este cam legea, să zicem așa, obscură. Chiar și nu este reglementat ceea ce avem noi acum în ultimul timp, furtul de identitate. În alte țări, deci furtul de identitate se califică ca fiind infracțiune, în Republica Moldova nu, dar de comun cu o altă asociație obștească, nu o să dau nume, dar ne propunem anul acesta să introducem această modificare în codul penal și să introducem infracțiunea de furtul al identității. Furtul de identitate, asta e când tu ai un cont pe rețelele de socializare. Cineva îți clonează, îți ia poza, pune și deci face acțiuni pe internet din numele tău. Și cardul bancar poate să-ți clonezi. Și tot în același un e-mail. Deci furtul de identitate fie în format digital, fie în viața reală. De ce nu? Atunci când ia cineva un credit în baza copiei buletinului, de ce nu? Da, mai mulți colegi de-ai mei într-o vreme se plângeau de așa o situație pe rețele de socializare, pe conturile lor apăreau imagini dubioase, cu conținut dubios, e și asta o infracțiune, nu? În ce sens? Adică, da, te pomenești în sens urât, în sens niște poze, cu chipurile, ei. Da, chipurile, nu, cu ei... poze urite, chipurile, tu ești distribuitorul acestor imagini. Imagini urite, cu conținut antisocial, să zicem. Și rezulta că tu ești distribuitorul. Au ajuns aceste imagini pe contul tău și nu știam cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Asta și este. Asta și este. Deci, furtul de identitate. Dumneavoastră și a distribuit mesaje din numele dumneavoastră. Sau au intrat chiar ei pe anumite site-uri care nu au o politică de securitate, care nu dețin o siguranță a informațiilor personale, că imediat ce accesezi un site, automat se preiau și prelucrează în datele tale. Și atunci, cu siguranță, accesând un site care nu este veridic sau ceva nu este în ordine cu el, automat se loghează și cu Facebook-ul și ți se distribuie pe profilul tău personal anumite link-uri care poate nici nu le-ai accesat intrând pe acel site. Deci și riscurile sunt foarte... Datele noastre devine controlate în spațiul online și vulnerabile în fața tuturor paginilor web care nu au o siguranță nici ele în spațiul online. Apropo... Citisem că Uniunea Europeană și, în general, țările europene sunt primele în ceea ce privește legislația privind protecția datelor cu caracter personal și o legislație care ieși și se aplică și se îmbunătățește, din an în an, pentru că ei acordă o atenție mai sporită. Noi când vorbim de Uniunea Europeană, să ne amintim că în 1981 deja la nivelul statelor UE se adopta Convenția 108. Uh-huh. La Republica Moldova avem o legislație din 2011. Noi încă suntem accelerăm în spatele statelor Uniunii Europene pentru a fi cumva la nivelul lor. Avem și un nou proiect de lege, a fost aprobat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova. Sperăm că în acest an va fi votat de către deputați și într-o lectură finală, ca într-o oarecare măsură să aplicăm și noi prevederile conforme regulamentului european de protecția datelor caracter personal, pentru că noul nostru proiect cumva a preluat foarte multe dintre prevederile regulamentului european de protecția datelor și deocamdată avem o lege depășită, legea 133, care este încă actuală, dar sperăm că până la finele anului cumva să ne aliniem și noi standardele europene și respectiv sancțiunile vor fi mult mai mari comparativ cu cele care le avem acum. Ce va trebui să conțină această lege așa încât să fie axată,
pe nivelul la care s-a atins acum de țările Uniunii Europene? În primul rând, prevederile noii legi presupun un responsabil de protecția datelor pe care ar trebui să le aibă orice operator care prelucrează date cu caracter personal. De asemenea, vine cu două drepturi noi pentru subiecții de date. Aici vorbim despre dreptul de a fi uitat, adică ștergerea datelor, și dreptul la portabilitatea datelor. Un alt moment este că responsabilizăm operatorii să prelucreze date cu caracter personal și să asigure securitate tehnologic, chiar vorbind, al subiecților de date pe care i-are în sub formă de clienți. Și cu sancțiuni foarte mari. Dacă actualmente sancțiunile cu privire la încălcarea prelucrării datelor cu caracter personal sunt de la 3 la 15.000 de lei, noi vom veni cu câteva zerouri. Nu pot să mai expun acum, pentru că proiectul urmează să mai fie cu amendamente și atunci... Dar mult, mult mai mari decât ceea ce avem. Dar noi, ca și autoritate, nu ne propunem să sancționăm, pentru că dacă să intrăm în Chișinău și atunci dacă ne referim și la supravegherea video și la modul în care nu sunt afișate pictogramele în care științează oamenii că aici este o zonă în care se supraveghează și este filmare video, atunci ar trebui să tăiem cu cuțitul în carne, da? Dar noi ne propunem să educăm, în primul rând, societatea, să informăm și inclusiv și oamenii din spațiul mediul rural, pentru că acolo puțin informația nu ajunge cum ar trebui să ajungă și oamenii sunt ocupați cu munca zilnică și mai puțin cu privitul sau ascultatul posturilor de radio. Dar deja sunt bunici care comunică prin Skype, exact, și prin alte rețele, trebuie atenționați, de asemenea, cu nepoții lor din alte țări. Exact. Și atunci venim cu informare, educarea societății, educarea tinerii generații, să devină niște cetățeni responsabili, părinții să-i responsabilizăm, și despre sancțiuni deja în ultima fază o să le aplicăm când vedem că orice activitate și acțiune nu... Deși cei care se ocupă de lucruri nepermise pe rețele și în general online, ar trebui cumva să știe că îi așteaptă o pedeapsă, altfel nu păzim harbujii, așa la figurat fie spus. Da, sigur. Păi de asta și vine acest proiect, pentru a responsabiliza operatorii. Operatorii pot fi și persoane fizice și persoane juridice, dar în același timp și cetățenilor li se dă mai mult control asupra acestor date și respectiv pe ambele baricade se face această balanță. Da, trebuie să fie un echilibru și pe acest domeniu. Eu reamintesc că suntem în spațiu public, este ora 10 și 42 de minute, discutăm astăzi modalități de protecție a datelor cu caracter personal. Invitate în studio Maria Dastic de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Marina Roșcovan, ofițer superior al Serviciului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal de la Inspectoratul General de Poliție, și Diana Buciușcanu, responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal la o companie de telefonie mobilă. În acest moment ne puteți suna la cele două numere de telefon anunțate dacă aveți o problemă, dacă aveți ceva de întrebat sau ceva de sugerat, de comunicat. 022-721-758, 022-406-853. Acest grup de șoc, vreau să zic, cei de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cei de la Inspectoratul General de Poliție și cei din telefonia mobilă, și încă avem și o asociație de părinți solidari, toți dumneavoastră alcătuiți un grup care desfășurați o campanie socială și informați publicul asupra riscurilor, asupra felului în care pot fi protejate și să avem grijă de datele cu caracter personal. Am observat, grupurile dumneavoastră țintă sunt copii, părinții și la studenți mergeți. Da, sigur. Da. De ce ați ales pentru această campanie aceste grupuri de oameni, de cetățeni? Pentru că fiind mai vulnerabili, ei sunt mai vulnerabili în tot ce ține de mediul online, sunt mult mai prezenți, dar noi în paralel facem și campanie la nivel de republică. În premieră, centrul a inițiat o campanie de informare în raioanele Republicii Moldova, începând cu luna mai. Deja am vizitat 3 orașe importante, Ungheni, Rezina și Cahul. Acolo implicăm cumva profesorii care predau disciplina dezvoltarea personală. Vrem să facem din ei mesageri ai centrului, pentru că să ajungă
mai rapid informația noastră la elevi, având în vedere că suntem o instituție neavând filiale în Republică și un număr redus de angajați, vrem să ne aliem cumva cu cei care ajung mai rapid la cetățeni și inclusiv la elevi. Totodată când mergem în raioane, mergem și în piețele comerciale pentru a disemina informația și a discuta cu oamenii simpli, utilizând... Pe bune? Da, utilizând... În piețele comerciale chiar... oamenii sunt interesați și de asemenea subiecte. Nu prea sunt interesați, pentru că, am zis, mai sunt implicați în grijile cotidiene, dar văzând că ne apropiem și având materiale în mână, prima întrebare, știți, vă care este... Vă cred în calitate de cumpărător. Nu, de formațiile politică. De la ce partid sunteți? Și atunci ne amuzăm, dar le explicăm că, de fapt, suntem în instituții de stat și chiar sunt foarte mirați că o instituție de stat a coborât la așa nivel și a venit în fața lor. Exact, și a venit în fața lor să discute și să le explice cum trebuie să-și protejeze date și mulți dintre ei nici nu-și cunosc drepturile, nici nu știau că nu au voie să dea informațiile personale sau că, nu știu, pensia, cardul bancar ar trebui să fie mult mai securizate. Adică, într-adevăr, gradul de cunoaștere la nivelul rural puțin e problematic, de aceea ne axăm și anul acesta să continuăm această campanie, să ajungem în toate raioanele țării. Și în paralel, deja de Ziua Europeană a Protecției Datelor, având acordul cu IGP-ul, dar și mă bucur foarte mult că Diana de la compania de telefonie mobilă s-a aliat nouă, au și eu campania, am înțeles că tot ce ține de internet, facem o echipă, chiar vreau să mulțumesc și sunt și eu surprinsă de faptul că sunt atât de mulți oameni buni în instituțiile de stat, doar că trebuie să facem lucrurile bune în echipă, de unul singur mai greu mutăm lucrurile din loc. Și spuneați de Asociația Părinți Solidari, s-a aliat și ei cu noi, pentru că e important să implicăm și societatea civilă, ei sunt mult mai vocali, mult mai prezenți și mult mai credibili în fața cetățenilor, pentru că apără ca și noi interesele lor, dar ei sunt mai vizibili și mai credibili, pentru că nu sunt asociați ca fiind instituție de stat sau companie privată, adică au interese mult mai precise. Pregătindu-mă de această emisiune, am citit despre rezultatele unui sondaj efectuat în Uniunea Europeană privind felul în care părinții percep riscurile care vin pentru copiii lor dinspre online și cred că mai mult de jumătate nu știu, n-au habar ce fac copiii lor pe online și nici nu știu ce să le spună ca să se protejeze. Asta în Uniunea Europeană și eu bănuiesc că la noi o fi și mai bine. Nu, cred că problema e că nu cunosc. Poate și cunosc, dar nu merg pe ideea că mie nu o să mi se întâmple. Minu. Sau copilul meu este educat. Eu i-am acordat și atenție și educația necesară și ea nu o să discute cu cineva pe internet și o să-și dea întâlniri nocturne sau în spații private. Adică, oricum, tot timpul trebuie să fie alarmat, tot timpul trebuie să părinții să discute cu copiii, să aibă o prietenie și să cunoască chiar și parola de pe site-urile socializare, dacă e să vorbim de copii începând de la 10, 14, 16 ani. Deja după 16 ani vorbim că este o intimitate a lor și atunci nu ar trebui părinții chiar să dea buzna, dar oricum să controleze această activitate pe online. Aici vreau să zic nici părinții nu știu toate regulile, pentru că chiar și dumneavoastră, chiar și eu, având cont pe Facebook, haideți să fim sinceri, cine ultima oară a citit politica de confidențialitate a acestor aplicații, da? Deci vreau să zic că în primul rând trebuie să pornim de la noi. Habar n-am. Vedeți? Deci exact eram și eu în această situație și am zis că deci până a merge a instrui pe cineva trebuie mai întâi să ne instruim pe noi și să ne informăm, să fim de fiecare dată foarte diligenți unde acceptăm, pentru că de obicei când îți instalezi o anumită aplicație, deci ce faci? Mergi mai departe, de acord, adică bifezi de fiecare dată, îți solicită o anumită deci aplicație acordul, tu bifezi fără să citești care sunt condițiile și deci cum deci, compania dată îți va prelucra datele cu caracter personal, care volum de date și deci cum ulterior vor fi utilizate aceste date. Pentru că de multe ori sunt anumite înscrieri, să zicem așa, un pic mai mărunte, deci care dă dreptul operatorului să-ți utilizeze datele cu caracter personal în scopuri personale. Deci, iar tu, bifând această căsuță unde îți dai acordul, nici nu conștientizezi la ce îți dai acordul. Și aici deja intervine legislația noastră, unde permite ca acordul, deci în orice moment, poate fi retras.
Iată de ce zic eu mai întâi să ne informăm noi și apoi după asta, deci în calitate de părinți, în calitate de membri ai societății și după asta să diseminăm informația și să informăm pe ceilalți care sunt alături de noi. Aici aș putea adăuga anume această retragere de acord, chiar și dacă ai download odată acea aplicație, chiar și dacă ai acceptat ca toate datele să fie prelucrate despre tine și să fie colectate din telefonul tău, revii la acel drept de retragere a acel acord, adică fie că e vorba de telefon, fie că e vorba de calculator, intrăm la setări, verificăm la ce date personale, ce categorii de date are acces acea aplicație și dacă nu este relevantă acea categorie de dată, noi oricând putem să scoatem acea bifă, da? Să ne retragem acel acord, iarăși pentru a fi în control la aceste date personale. Da, probabil ar trebui să mergeți nu doar în piețe, dar și în birouri, în instituții unde se lucrează. Lucrează mulți, acum toți lucrează la calculatoare, dar în același sondaj despre care vă spuneam, scrie că nu toți angajații știu să-și securizeze, să zicem, calculatoarele, tabletele de pe care lucrează la serviciu, în scop de serviciu, și acolo trebuie să fim atenți și acolo trebuie să avem niște noțiuni de securizare a conturilor, a calculatoarelor, a informației pe care o avem și cu care lucrăm, inclusiv noi, jurnaliștii Radio Moldova. Iată, aici vine funcția a responsabilului de protecția datelor cu caracter. Adică ar trebui să avem și aici în mediul nostru un specialist. Da, și el face aceste instruiri, exact, pentru a responsabiliza fiecare angajat în parte ce atribuții are și cum corect trebuie să prelucreze, fiindcă de 90% din informația care noi o gesticulăm în viața noastră de zi cu zi sunt date cu caracter personal și la un moment dat trebuie să știm care sunt regulile de joc pentru a gestiona aceste date. Și date cu caracter personal, dar și date confidențiale a unei instituții. Exact. Da. Suntem la ora 10 și 51 de minute, 52 se fac de grabă. Pe 28 ianuarie, la ora 16... 15 s-a rectificat ora. Asta, eu vreau să mă refer la masă rotundă cu genericul concilierea dreptului de acces la informații și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova. Da. Știu că la această masă rotundă sunt invitații special jurnaliștii, așa? Așa este. Da, deci este o activitate care vizează studenții, anume din ultimul an de facultate, juriștii de la ULIM și jurnaliștii de la USM, două echipe, dar nu o să fie un fel de, să zicem, să se lupte între ei, cât mai mult informativ, în scop informativ, pentru că, iarăși, în cazul acestei activități, care are loc mâine, de fapt la orele 16, într-o cafenea din Chișinău, chemăm specialiști din domeniul dreptului și din activitatea jurnalistică, care cumva să explice prin experiența lor unde este limita asta dintre dreptul de acces la informații și dreptul de la viața privată. Vor fi de la Asociația Promolex, vor fi de la Centrul de Resurse Juridice, de la Centrul de Investigații Jurnalistice, de la Acțiune pentru Justiție și, desigur, de la Centrul pentru Protecția Datelor, discuții foarte libere care să venim și cu soluții pentru această abordare, pentru că sunt două drepturi care se bat cap în cap și atunci trebuie să identificăm și soluții. Am avut discuții cu jurnaliștii de investigație, ei se plâng că nu-și pot face munca pentru că multe instituții abuzează de legea 133. Da, se ascund, adică da, primul motiv de a nu oferi o informație este chipurile atentatul la viața privată, privată și la dreptul... Informațiile de interes public nu se mai încadrează la dreptul ăsta de viață privată, pentru că aici nemijlocit este important informațiile care o lume ar trebui și oamenii cetățenii ar trebui să le cunoască. De ce facem această masă rotundă? Ca să fie și una informativă și să ajungem să punem punctele pe ei, chiar să venim la sfârșit cu o listă de soluții. De ce nu? Pe care le vom aplica, le vom include în vom veni cu o claritate următorul mai proiect de lege, da? Da, da, da. Da. Avem un apel pe finalul emisiunii. Auzim, ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Asta vă sună de la Hâncești Bozeni. Da. Mă interesează de asta, am înțeles cu 6.000 de lei. La care persoane să dau? 6.000 de lei?
Dar probabil ați sunat la alt post de radio sau ascultați între timp un post și ați sunat la altul. Noi vorbim despre protecția datelor cu caracter personal. Nu e subiectul dumneavoastră, să înțeleg. Bine, am înțeles, vă mulțumim. Mai avem un apel. Bine, până se clarifică regia cu acest apel, care cumva nu a nimerit exact unde trebuie, iată așa se întâmplă. Sau și în telefonie, nu numai în spațiu online. Să referi probabil la sancțiunile, dar eu vorbeam de 3, de la 3 la, 15.000 de lei, poate, nu știu, de 6. Da. Bine, ne clarificăm da. Și cu acest apel, dar noi ziceam de totuși acest subiect, protecția copiilor în mediul online. Și am vrut să vă întreb, ca să punem accente pe cei ce trebuie să facă copiii, pe accent pe cei ce trebuie să facă părinții în aceste situații, ca să evite niște lucruri neplăcute. Dați-ne exemple concrete din ceea ce s-a întâmplat și din ceea ce avem de învățat. Noi părinții, ei copiii. Aș putea aici interveni cu, din cauza că noi am avut și continuăm să avem această campanie de informare atât a părinților cât și a copiilor. Am văzut foarte mulți părinți se trezesc cu faptul că copiii cunosc mai mult decât părinții. E adevărat și e bine. În spațiu online. Totodată aș provoca aici părinții să se informeze. Fiind și eu părinte la rândul meu, am avut situații atunci când am downloadat și eu aplicații care le utilizează copilul meu pentru a face cunoștință ce conține această aplicație, cu ce se ocupă copilul meu. În același timp, aș pune accent foarte mult pe comunicare între părinte și copil, fiindcă la fel este această luptă. Și ce ați constatat? Când ați downloadat cei ce utiliza copilul dumneavoastră, da? Fiindcă ea distribuia diferite. Era bine? Era și bine și nu prea. Atunci am avut o discuție serioasă despre cum corect trebuie să plasăm informații despre noi, astfel că să nu ne fie rușine pe viitor de această informație, da? Fiindcă copiii sunt cumva nu atât de previzibili pentru viitor și ne trezim peste vreo 2-3 ani că, de fapt, n-ar fi trebuit acea postare să o punem pe rețelele de socializare. Și sfatul meu de bază copiilor este înainte de a posta, gândește-te că această postare o să vadă profesorii, o să vadă bunica, o să vadă rudele. Sau dacă te simți ok. Peste 10-15 ani, da, angajatorul tău o să aibă acces la informațiile publicate astăzi. Și atunci trebuie să fii atent ce publică. Azi că mâine dacă devine persoană publică... Că ne trebuie publică, un CV bun. Mâine dacă devine persoană publică, o să fie în dezavantajul său. Exact. La fel aș recomanda părinților în mod special să utilizeze diferite instrumente de control parental. Chiar și compania noastră oferă acest instrument pentru a verifica ce face copilul tău în mediul online. Cât timp petrece pe acest mediu online? Unde este localizat? Noi, părinții, putem doza acest timp de aflare exact. A copiilor noștri pe online. Exact. La fel, dacă vorbim nu doar despre părinți, dar per total, sunt aplicații care îți permit să securizezi gadgeturile care le utilizezi. Vă rog, chiar vă provoc să le utilizați pentru a fi sigur de securitatea informației din cadrul gadgeturilor dumneavoastră. Eu aș dori da, ce mai aveți de adăugat? Pe final mai aș vrea două minute pe facem un pe exercițiu final. Pentru radioascultători care au profile pe rețele de socializare să-și revadă ce date de caracter personal au completat acel profil și le recomand să le mai șteargă sau chiar să le facă ascunse, adică să nu fie chiar atât de publice. Și număr de telefon, și adresa de e-mail, și sectorul data în care nașterii. Locuiești, și data nașterii. Deci și alte interese. Nouă ne place să fim felicitați în ziua nașterii, să primim felicitări. În caz contrar, nu vom primi. Deci unde primești mai multe felicitări? Pe online sau la telefon? Deci pe online nu mai vizibil. Principalul parolă să nu fie data nașterii. Asta e și mai complicat. Da, de obicei noi așa utilizăm datele personale ca pentru a pune în calitate de parolă să nu uităm. Da, niște lucruri la îndemână, niște încifrări așa mai simple încât să ne le aducem aminte. Datorită căruia și aveam aceste furturi de identitate cu spargerea parolelor, de ce nu?
Da. Marina? Da. Spre final vreau să vă zic tuturor să fim mai atenți cu datele noastre personale, pentru că odată ce copiii noștri tind să fie la modă, cum se zice acum, da, postează anumite fotografii pentru a plăcea publicului, riscă să nimerească în situații așa de criză și până la urmă tot părinții vor fi cei care sunt responsabili de susținerea copiilor și explicarea anumitor reguli de utilizare a acestor rețele de socializare. Eu vă mulțumesc pentru acest dialog și urez succes campaniei dumneavoastră. Mulțumim. Ne mai întâlnim și sper că nu peste un an, dar poate și mai devreme, și ne vom axa atunci pe alte probleme care se întâmplă în spațiu online și în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Vă mulțumesc. Mulțumesc și celor care au urmărit acest program și intem să fie și pe mai departe cu Postul Național de Radio. Pentru toată lumea, o zi bună, la revedere, mulțumesc. Zi frumoasă.